Salutare, dragii mei, Radu, și bine v-am găsit la citirea voastră. Iată că ne întâlnim la Short Zodiac. Această citire este pentru voi, toți cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Înainte de a începe citirea, vreau să-ți readuc aminte că este o citire colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că te afli aici. Sper să te bucure toate aceste mesaje pe care ți le ofer. Dragii mei, dacă doriți să vă înscrieți la cursul de tarot Arcana lui Tot, vă aștept, pentru că porțile sunt deschise. Înscrierile încep cu data de 1 aprilie și se termină în data de 1 mai. Cursul va începe în data de 4 mai. Dacă dorești detalii, mă poți contacta la numărul de WhatsApp afișat în descrierea clipului. Dragii mei, hai să vedem care este energia voastră, ce se întâmplă cu voi, ce s-a întâmplat cu voi în această perioadă. Mesaje scurte, dar folositoare. Mesaje importante pentru cei din semnul racului. Lemuria, bun, mă simt ghidat să-ți mai extrag un card. Ok. Încerc să mă conectez la această energie. Retreat, rest, be healed. Creating heaven on earth, it's happening. Bun, cred că această carte, dacă nu mă înșel, Creating Heaven, a mai căzut și la Gemeni, poate e legătură cu cineva din semnul zodiacal al Gemenilor. Dragul meu rag, s-au întâmplat lucruri în ultima perioadă extrem de mari pentru tine, dar și extrem de puternice din punct de vedere emoțional. Simt că ai trecut printr-o perioadă foarte grea, poate chiar și cu sănătatea, dar în principiu sistemul tău emoțional a fost afectat pentru că ai descoperit niște lucruri aici. Și nu numai că l-ai descoperit în ceilalți, dar cumva ai fost pus față în față cu fricile ale tale și cu temerile tale cele mai mari. Sunt două cărți care vorbesc despre crearea unui nou pământ, al unui nou univers în care tu să te simți mai bine. Asta înseamnă că ceea ce ți se întâmplă ție în acest moment este atât de mare și atât de important pentru următorii ani care vor veni, încât tu nu poți să-ți dai seama, tu nu realizezi ce se întâmplă în momentul ăsta, dar efectiv tu acum îți construiești o lume total nouă. Și vorbim și despre lumea interioară a ta, se reconstruiește principii noi, moduri de acțiune, felul tău de a gândi, de a te raporta la ceilalți, de a te raporta la lumea exterioară, totul se schimbă și deja ești în procesul ăsta. Crearea unui nou pământ. Ce mai simt aici, un mesaj foarte important pentru mulți dintre voi, iată, îți arăt și cărțile, este faptul că tu ești cel care își creează raiul sau iadul și trebuie să înțelegi asta odată pentru totdeauna. Nu este nimeni vinovat și nu este nimeni responsabil de starea ta de spirit. Dacă tu ți dorești să rămâi într-o stare de spirit joasă, melancolică și să găsești în continuu vinovat, să găsești în continuu motive pentru care să nu zâmbești în ziua respectivă, în care să nu fii bine în ziua respectivă, asta ține numai de tine, nu are nicio treabă persoana respectivă. Persoana respectivă doar ți-a creat în acel moment situația. Și desigur, asta nu înseamnă că dacă cineva ne rănește sau ne trădează sau ne despărțim de cineva, noi trebuie să râdem acum, să ne simțim bine și să tratăm totul superficial. Nu, asta nu înseamnă să fim nebuni, în niciun caz. Dar la tine aici simt că este o perioadă lungă de timp în care tu ai căzut într-o stare de o energie joasă, extrem de joasă, foarte multe gânduri. Ai avut parte și de această resetare emoțională. Este ca și cum n-ai apucat să te odihnești, n-ai apucat să-ți tragi sufletul, n-ai știut ce se întâmplă cu tine și nici acum nu știi neapărat ce se întâmplă cu tine, chiar dacă lucrurile s-au mai potolit puțin. Ce vreau să spun cu acest mesaj este faptul că vei fi în totalitate vindecat în momentul în care vei înțelege că tu ești cel mai important din viața ta. În momentul în care vei înțelege că timpul tău este extrem de important și nu va mai fi nevoie să-l dăruiești așa pe gratis tuturor sau să te dedici în totalitate nevoilor celorlalți, vei fi vindecat în momentul în care îți vei acorda și ție acel moment. Și aici, uite, pot să-ți dau un exemplu.
să spunem că lucrezi, da? Și la un moment dat nu mai ai chef. Pur și simplu, nu mai ai chef să lucrezi, dacă lucrezi de acasă, bineînțeles. Și atunci te ridici pur și simplu de la birou și te duci și te pui în pat. Fără să te mai gândești la toate task-urile astea pe care le ai, că să pui atâta presiune pe tine, pentru că simt că pui foarte multă presiune pe tine. Se întâmplă lucruri acum în viața ta, se creează o nouă lume în universul tău și ușor, ușor intri în energia acelei lumi noi. De aceea simți acest shift, de aceea ai simțit că stai ca pe cioburi, că stai ca și cum se întâmplă ceva, urmează să se întâmple ceva și tu nu știi ce. Asta se întâmplă. Se creează această lume nouă în jurul tău. Și cum am mai spus-o, nimic nu va mai fi la fel. Ok, bun. Vine momentul vindecării cât de curând pentru tine, dragul meu rac. Hai să vedem cum stai și cu dragostea, ce se întâmplă aici, la nivelul iubirii. M-am uitat chiar acum, am aici un calendar micuț de birou și spune așa, nu te mai uita înapoi, nu mergi în acea direcție. Este un mesaj pe care îl aveam aici pe birou și m-am uitat la el, chiar acum la tine. Foarte interesant. Deci poate să fie un mesaj pentru cineva aici. Nu te mai uita înapoi, nu mergi în acea direcție. Poate într-adevăr vrei să repari ceva cu cineva. Poate vrei să te întorci la o anumită persoană, ți este dor de această persoană. Erotic bliss. Dar îți și lipsește din punct de vedere sexual persoana asta. A fost o chimie foarte interesantă aici. Ok. Stai așa puțin. Stai puțin, dragul meu, dacă se întâmplă ceva aici. Ok, gata, am înțeles. Cum ți-am spus, vorbim despre capitolul iubire. Când se duci tu de unde să încep la tine aici, pentru că se întâmplă lucruri, să-și s-au întâmplat lucruri. Dragul meu, rac, tu ai crezut întotdeauna într-o iubire din asta perfectă. Nu comentăm de unde a venit forma asta a gândirii tale, însă tind să-ți spun faptul că tu ai idealizat extrem de mult, în general, iubirea, oamenii, relațiile, le-ai idealizat așa, le-ai pus așa pe un piedestal, ai crezut că ele funcționează într-un singur mod și doar așa cum ai văzut tu la mama și la tata. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. Iată, avem prima carte, Ideal Romance. Vreau să mă iubească pentru totdeauna, vreau să fie lângă mine pentru totdeauna, copii, familie și așa mai departe, da? Ei bine, așa cum ți-am spus, nu s-a întâmplat asta, pentru că Idealul Romance este cartea cu numărul 4, este clar că arată aici și niște divergențe, niște tensiuni. Idealizarea asta n-a făcut altceva decât să-ți aducă probleme foarte, foarte mari pe zona emoțională. Între tine și persoana asta a existat o sclipire din momentul în care te-ai văzut cu ea. Nu contează că ești femeie sau bărbat, nu contează că este femeie sau bărbat persoana cealaltă. Deci din momentul în care tu ai văzut persoana asta, întrebarea ta a fost ok, what the fuck is happening? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Ce simt? A fost o conexiune energetică foarte mare. Sexuală în primul rând, psihică în al doilea rând și în al treilea rând emoțională, pentru că ați apucat așa partea asta emoțională să... să vă cunoașteți pe parcurs, bineînțeles. Erotic bliss. Cartea cu numărul 17 arată cum a început totul, da? Din acea sclipire, din acel moment erotic al vostru, acea conexiune, contopire totodată. Relația voastră a fost în mare parte supusă experiențelor sexuale, erotice. Simt foarte mult erotism aici, simt foarte multe aspecte legate de, nu știu, fetișuri, control și așa mai departe. Vorbim despre personalități destul de dezinhibate din punctul ăsta de vedere și cu o mentalitate oarecum perversă. Înțelegi ce vreau să spun, da? Deci relația asta a voastră în mare parte a fost în energie sexuală. Și dacă tu nu mai ești cu persoana asta acum, nu mai ești pentru că această pauză
această deconectare de la relație a făcut și v-a făcut să înțelegeți că, de fapt, iubirea cum ai văzut-o tu sau cum a văzut-o persoana cealaltă nu prea era. Era mai mult această energie pătimașă, acest control, această energie sexuală, dominare și așa mai departe. Sunt sigur că iubești persoana asta, sunt sigur că undeva în sufletul tău ți-o dorești pentru, nu știu, toată viața, dar această rupere dintre voi doi a intervenit tocmai ca voi să înțelegeți că undeva trebuie să existe o temperanță, undeva trebuie să existe un echilibru. Poate cineva s-a simțit folosit în relația asta, fie că ești tu, fie că este persoana cealaltă. Iată, uite ce avem aici, ce imagine, nu? Nu trebuie să confundăm iubirea cu sexul și cu energia asta, da? Cu nevoia asta. Apoi avem în următoarea perioadă seeking pleasure. Este clar că amândoi ați căutat în altă parte în această perioadă. Deci în perioada asta de nou contact ce a existat între voi, ați vorbit cu alte persoane, v-ați văzut cu alte persoane, poate unii dintre voi chiar au și făcut ceva cu alte persoane, dar mintea ta și mintea celelalte persoane este tot acolo. Nu se rupe. Tot vreți în continuare. Vă vreți în continuare unul pe celălalt. Avem un 9 de bâte. Deși vreți să vă împăcați, vreți să vă reluați această relație, eu spun așa, că această relație va trece totuși printr-o transformare. Eu cred că voi doi veți rămâne doar la nivelul sexual, din punctul meu de vedere. Nu știu de ce simt asta, deși, repet, este o conexiune interesantă, foarte interesantă ce se întâmplă între voi, dar eu cred că acum, fiind în pauza asta, o să mai fie cam o lună de zile, două luni de zile, un astfel de tratament legat de indiferență, cineva, ori tu, ori celălalt, pune această distanță pentru că efectiv vă este teamă, vă este frică să nu mai treceți prin ce ați trecut sau să nu mai fiți folosiți, asta mi se transmite. Însă în luna iulie se întâmplă ceva legat de toată această situație și de toată această experiență. Cineva va merge mai departe, cineva merge mai departe în păcat și această relație are ca și energie moartea. Hai mă, de ce nu ea focusează, uite. Are ca și energie moartea pentru voi. Deci este clar că se transformă în cu totul și cu totul altceva. Ori rămâneți într-o conexiune sexuală doar și fiecare merge mai departe, dar mi se arată această plecare, da? Cumva ciorba reîncălzită nu mai are același gust. Cam despre asta este vorba. Dragii mei, dragi, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper că v-am bucurat cu prezența mea. Dacă v-a plăcut, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți mare grijă de voi. La revedere!